Zeci de copii au venit dotați cu biciclete și căști de protecție în galeria centrului comercial din zona Aluniș, acolo unde a fost amenajată pista pentru concurs. Voi trebuie să nu demonstrați, în primul rând că știți regulile de circulație și, în al doilea rând, că știți să conduceți pe drumurile publice atunci când o să aveți vârsta o bicicletă. Până atunci, vă rezumați la alte locuri, respectiv parcări și pe străzi unde nu aveți voie să mergeți, da? Știți pe unde ați putea să mergeți cu bicicleta? Pe unde? Nu. E foarte bine. Foarte bine, prin acele locuri unde nu circulă vehicule, da? După explicațiile polițiștilor, cei mici s-au așezat la start. Cu toții au avut emoții, mai ales că majoritatea viza premiul cel mare care a constat într-o bicicletă. Mă descurc bine și aș vrea foarte mult să câștig. Chiar locul întâi? Da. Nu ți se pare dificil? O să trebuiască să mergi printre piloni? Da, dar știu. Mă încălzește puțin faptul că sunt unii care chiar sunt, dar nu prea știu bine să pedaleze și eu știu mai bine, pentru că am mai mult antrenament. Eu merg pe bicicletă de la 5 ani și m-am gândit să particip, fiindcă îmi place să merg cu bicicleta. Nu o să ți se pare dificil să mergi printre jaloane? Nu, am mai făcut din ăștia. De când pedalezi și cum ți se pare? De la 7 ani și îmi place foarte mult. Ai mers mai întâi cu roți ajutătoare? Da. Și acum la concurs, cum o să fie? Știi în ce constau probele? Da. Ce trebuie să faci? Păi am înțeles că trebuie să mergem în echilibru printre blând și apoi să ocolim jaloanele. Pe unde te plimbi tu în oraș cu bicicleta? Pe Crișan. Cum o să fie concursul? Greu, după câte am văzut. Speri la vreun loc? Da. Care? Locul întâi. Sunteți prieteni? Da, foarte buni prieteni, da. Și acum intrați în competiție? Da. Cine are șanse mai multe? El. Nu știu. Aproape de pista de biciclete, alți copii au primit coli de desen și culori și au căutat în mintea lor teme rutiere pe care să le expună. Aveți coala de desen și o să-mi desenați tot ceea ce credeți voi că înseamnă circulația rutieră. Adică, ori un semafor, ori un polițist care grijează o intersecție, ori o parcare pe unde voi puteți să vă plimbați cu bicicleta, ori drumul vostru către școală, când traversați o stradă, pe ce culoare trebuie să traversați. O să desenez o intersecție cu trecere de pietoni, o școală, un spital și o secție de poliție. De ce te-ai gândit la această temă? Pentru că asta știu eu cel mai bine, să desenez. Și este important să știm cum să traversăm într-o astfel de intersecție? Da, este foarte important. Cine trece primul? Primii trec pietonii. Și șoferii ce trebuie să facă? Șoferii trebuie să respecte culorile semaforului și când este verde trebuie să traverseze. Eu desenez un polițist care dirigează circulația și un copil care traversează cu școala și strada. Concursurile au fost organizate cu ocazia Zilei Poliției Rutiere. Aceste concursuri au avut ca scop, pe de o parte, responsabilizarea copilului cu privire la respectarea regulilor de circulație, iar pe de altă parte, îmbogățirea bagajului de cunoștințe rutiere. Probele au constat în desene cu tematică rutieră și un concurs de îndemânare cu bicicletele. Avem sprijinul unui hipermarket din Severin și, din punctul nostru de vedere, toți copiii au fost considerați și sunt considerați câștigători, deci vor fi premiați ca atare. Premiile pentru concursul de biciclete sunt următoarele. Pentru premiul întâi, dăm, bineînțeles, cadou o bicicletă, premiul 2 o să avem o trotinetă și premiul 3 un skateboard. Iar la concursul de desene am mers pe jocuri, pe puzzle-uri, pe seturi de ping-pong, globuri, atlasuri geografice pentru copii. Pe lângă premiile corespunzătoare fiecărei vârste, cei mici au primit și dulciuri.